Severinenii sunt mai degrabă îngrijorați de creșterea prețurilor la energie și la alimente decât de războiul din Ucraina. Populația se teme de foamete și urmează trenduri ale momentului. Se formează cozi uriașe și se plătesc produse la suprapreț. Nu am apucat să încheiem socotelile cu pandemia care ne-a sărăcit, căci a izbucnit războiul din Ucraina, care ne afectează pe toți. Valurile de scumpiri de dinaintea războiului au fost cu greu suportate, dar acum interzicerea de exporturi în tot mai multe state a creat o adevărată nebunie. Totodată, în această perioadă, românii sunt mai îngrijorați de creșterea prețurilor decât de conflictul militar din Ucraina. Pe dumneavoastră, ce vă sperie mai mult, războiul sau scumpirile? Scumpirile. Războiul nu, că-s bătrână, dar scumpirile. Vă sperie mai tare, războiul sau scumpirile? Războiul nu vine, scumpirile. Prețurile, inflația și utilitățile reprezintă principala preocupare a românilor. De ce vă temeți mai mult, de război sau de scumpirea prețurilor? De toate, mama e. Că n-am pensie decât de 12 milioane, s-am și 20. De toate, și de război, și de ăștia că scumpie. Scumpie toate, mai bine toate scumpie. De ce le scumpiesc pe toate? Mai ales ulei, cum am să-mi iau ulei. În ce de niște ouă cu 50 de mama să-mi iau ulei. Pentru ulei. Hai, uleiul 10 lei lila. Da. Rău fac, îi bag în pământ. Cu fiecare zi de conflict, carburanții sunt tot mai scumpi. De când a început războiul, prețurile cresc constant, iar situația nu pare să se îmbunătățească prea curând. Mai ales că barilul de petrol a ajuns la un preț record pentru ultimii 8 ani. Conflictul din Ucraina provoacă și în România scumpiri în lanț, pe care le vom resimți și mai acut din această primăvară. De ce vă temeți mai mult, de război sau de scumpiri? De scumpiri, de război nu mă țin, că-s bătrân, pe mine nu-i mă ia. Dar mă rog, m-aș duce. Ce, bătrân, am 74 de ani, ce să mai fac? Da. Mai mult de atât, în ceea ce privește moneda euro, aceasta a depășit cifra de 5 lei în mai multe case de schimb valutar, astfel că cei care sunt nevoiți să plătească chiria în euro vor avea de plătit mai mult. Nici pentru cei care au rate cu credite în lei, situația nu va sta altfel, deoarece indicele robot a ajuns la 3,91%, fiind cel mai ridicat nivel din august 2013 și până în prezent.